Un turneu internațional de bowling denumit Super Six Open se desfășoară în perioada 25-31 martie la Cernavodă. Prima din cele șase etape ale acestui turneu a reunit sportivi valoroși din Bulgaria, Germania, Belgia, Grecia și România. Fiecare turneu se desfășoară perioada de o săptămână. Vor fi șase turnee până la sfârșitul anului. La sfârșitul celui de-al șaselea turneu vom avea un master, cuprinzând jucătorii care au acumulat puncte în cele șase turnee. Cei mai buni dintre sportivii care se vor întrece în cadrul turneului internațional de bowling de la Cernavodă vor primi premii importante și trofee. Competiția se desfășoară pe două categorii în funcție de valoarea jucătorilor. La fiecare categorie vor fi premiați primii trei sportivi care vor acumula cele mai multe puncte în cadrul întrecerilor individuale. Turneul este organizat în două secțiuni. Secțiunea A, considerat jucătorii aceștia să le spunem profesioniști, și secțiunea B, care este pentru amatori. Deci turneul este deschis pentru toată lumea, în felul acesta vrem să-l facem public, iar persoanele care vor să vină să asiste, să privească, sunt binevenite, invitate, la orice oră ușa este deschisă pentru toată lumea. Acest prim turneu internațional face parte dintr-o serie de șase turnee care se vor desfășura pe tot parcursul anului la Cernavodă. Premiile pentru cele șase competiții de bowling se ridică la peste 100.000 de euro.